cu pocăiții. Noi așteptăm de regulă să se pocăiască oamenii din lume. Și nu-i rău Domnul să facă să se pocăiască. Noi am invitat o familie la noi la biserică și ne-au vizitat de două ori cu diverse ocazii. Și săptămâna aceasta le-am făcut o vizită a o fetiță mică și am fost cu soția să-i mai vizităm, să-i mai cercetăm. Și la fetița aia mică îi spuneam: domnișorică, te rog să spui tatălui tău, mamei tale, să mai vină la noi la biserică. Dar zice: domnul pastor, tatăl meu s-a pocăit deja de două ori. A fost de două ori la noi la biserică. Și fetița a înțeles că tatăl ei deja de două ori s-a pocăit. Noi așteptăm să se pocăiască oamenii din afară. Dar, dragii mei, se pare că seara aceasta Dumnezeu așteaptă ca pocăiții să se mai pocăiască încă o dată. Amin? Dumnezeu să ne ajute! Permiteți-mi în minutele care urmează să spun ceva din partea lui Dumnezeu, tot fraților și surorilor. Este la modă astăzi să vorbim despre criză. Dacă ani de zile în urmă vorbeai despre săraci doar din România și oriunde mergeam în lume și predicam și se făcea o strângere, era clar că banii aceia erau direcționați spre România. Acolo, ziceam noi, sunt săracii. Acum lista a crescut. Și dacă te duci în România, sau dacă vii la Viena, sau dacă te duci la Nuremberg, când am dat mâna cu fratele, zice: ei, nu merge așa de bine treaba. Și-i criză peste tot. Dar, dragii mei, dați-mi voie seara aceasta să vă pun o întrebare. Asta e cea mai mare problemă a pocăiților? Criza financiară? Oare seara aceasta, uitându-ne la noi, în lumina Scripturii, a Cuvântului lui Dumnezeu, ce descoperim noi? Avem noi o problemă mai mare decât problema despre care vorbește toată lumea? Apostolul Pavel a fost amintit aici, în această dupămasă, de foarte multe ori. Permiteți-mi să vă aduc aminte un verset din Scriptură pe care îl spune Apostolul Pavel. Călcați în Scriptură, scrie Apostolul Pavel, îi îndeamnă pe frați și le spune cuvintele acestea: călcați pe urmele mele. Astăzi, în Viena, seara aceasta aici, în adunarea aceasta extraordinară, nemaipomenită, superbă, în Europa, biserici în forma aceasta n-am mai văzut. Ați luat probabil modelul din America cu arcadele acestea foarte frumoase. Dar în adunarea aceasta de aici, în mulțimea aceasta de oameni, avem noi, frați și surori, care să se ridice în picioare și să spună: călcați pe urmele mele? Vreau să pun o întrebare. Unde ar ajunge un om din lume dacă ar fi să calce pe urmele mele? Unde ar ajunge un om din lume dacă ar fi să calce pe urmele tale? Ce s-ar întâmpla cu sufletul unui om, cu eternitatea, cu veșnicia unui om, dacă ar călca pe urmele tale?
Ai libertatea seara aceasta să te ridici și să spui cuvintele acestea, călcați pe urmele mele? Iată, când mă uit în Scriptură și când mă uit la modul, la felul în care noi trăim, mi se pare că cea mai mare problemă a noastră a pocăiților e că nu mai sunt printre noi așa de mulți oameni care să spună, călcați pe urmele mele. Avem în bisericile noastre frați și surori care dacă toți ar veni la biserică cât vin ei, s-ar face slujbă odată pe an. Dacă toți ar dărui la casa Domnului, bisericile ar trebui să fie cu gazul și curentul tăiat. Dacă toți ar sluji cât slujesc ei, nu știu ce slujire ar mai fi în adunare. Aș vrea în această seară din pasajul acesta pe care l-am citit să iau câteva gânduri din partea lui Dumnezeu despre ce înseamnă să fii un slujitor. Biserica Pentecostală, cum se cheamă, Betel? Elim, frumos, Elim. Ați ales un nume fain. Slavă Domnului! Biserica Pentecostală Elim, când vorbește despre slujitori, la cine se gândește? La fratele Adam? La fratele și la fratele care sunt cu microfonul în mână? În noțiunea Bisericii Pentecostale Elim, când vorbim despre ce înseamnă să fii un slujitor al lui Dumnezeu, nu e așa că vă gândiți la fratele păstor? Știți ce vremuri trăim noi? Am întâlnit la Nuremberg un om din adunarea asta care tare l-a lăudat pe fratele Vlas. Să știți, frate, că mai sunt și oameni care vă laudă. Slavă Domnului! De ce nu ziceți slavă Domnului? Mai sunt și oameni care vă vorbesc de bine. Slavă Domnului! Și așa de frumos îmi vorbea despre fratele Vlas. Am zis, domnule, nu-l cunosc, dar o să-l încunosc odată. Dar nu e așa? Cei mai mulți dintre noi, când ne gândim la ce înseamnă să fii un slujitor, ne gândim la păstori, ne gândim la cât dreți și ne gândim așa poate la ceva frați din comitet. Dragii mei, vreau să citesc un verset. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 9. Auziți ce spune apostolul Pavel când vorbește despre lucrători. Scrie bisericii din Corint ca să lămurească o problemă doctrinară de bază. Și apostolul Pavel scrie bisericii din Corint, noi suntem, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Noi! Vreau să spun ceva în această seară. De la slujire, nimeni nu este exclus. Când este vorba despre slujire, nimeni nu este exclus. Fiecare dintre dumneavoastră, fiecare dintre noi, în această seară, Dumnezeu ne-a chemat la mântuire și apoi ne-a chemat să-L slujim pe El din toată inima și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Dar ce se așteaptă de la un slujitor? Uitați ce spune aici apostolul Pavel. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 4. Dumnezeu ne-a găsit vrednici
să ne încredințeze Evanghelia. Citea fratele dinaintea mea. Auziți ce spune Pavel? Cât e el gata să facă pentru Evanghelie? Pavel zice, pentru Evanghelie sunt gata să fac totul. Când este vorba de Evanghelia lui Dumnezeu, Apostolul Pavel scrie bisericii din Tesalonic o scrisoare de încurajare și vrea să-i conștientizeze de faptul acesta că Dumnezeu le-a încredințat Evanghelia. Și spune Pavel, Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia și când deschidem gura. Eu nu-l cunosc pe fratele de aici care a trimis bilet la amvon, dar îl rog frumos la urmă să vină să dea mâna cu mine. A zis, rugați-vă pentru mine, Dumnezeu, să-mi dea putere să știu să-mi țin gura. Ha! Mare lucru să știi să ții gura. Oamenii se laudă cât de dibaci sunt la a servi înapoi. Dar să ai curajul să trimiți un bilet la păstor, să spui, să se roage adunarea pentru mine, Dumnezeu să-mi dea putere să știu să tac. Cine mai vrea să se roage adunarea pentru el să știe să tacă? Cine mai vrea? Auziți ce spune Pavel? Dumnezeu ne-a găsit vrednici, ne-a încredințat Evanghelia și căutăm să vorbim așa ca să placem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. Prima responsabilitate care ne revine nouă, pocăiților, acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, Dumnezeu așteaptă de la noi să fim martori pentru Iisus Hristos și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. După ce ai venit în Viena, frate, la cât timp ce-au dat seama oamenii că ești pocăit? La cât timp? Cât timp a trecut după ce ai venit din România, fratele Mihai, l-aș întreba? După ce ai venit de la Suceava, de la Dumbrăveni și te-ai mutat în Viena, și ai primit un loc de muncă și ai început să lucrezi cu români, cu nemți, cu austrieci, acolo unde ești, la locul tău de muncă, cât timp a trecut până a venit cineva să spună, domnule, ceva nu-i clar cu tine. Tu nu ești ca toți ceilalți. La tine ceva e deosebit. Știi ce spune Biblia despre noi? Noi suntem o epistolă, o evanghelie scrisă și citită de toți oamenii. O, Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să ne dea putere acolo unde Domnul ne-a așezat. Să fim martori. Vă spun o poveste scurtă, dar adevărată. Am citit despre o întâmplare care a avut loc acum 97 de ani în urmă. 97 de ani în urmă. Din Anglia pornea un vas prin Oceanul Atlantic către Statele Unite. Vasul acela care pornea din Anglia către Statele Unite a luat în vasul acela oameni de toate categoriile și au luat bilet pentru vasul acela oameni bogați, care au spus, ne îndreptăm spre o lume mai bună și au permis să cumpere bilet la o clasă de lux și s-au îmbarcat în vasul acela.
În vasul acela s-au urcat oameni săraci, care plecau din Europa spre America și au spus, vom ajunge la Statuia Libertății și când vom ajunge noi la New York și vom ajunge la Statuia aceea Libertății, vom citi și noi cuvintele, veniți oropsiții lumii să vă găsiți rostul. Dar în vasul acela era un predicator. Ați citit careva povestea? Există o carte? O carte mică? Care se intitulează Îngerii, agenții secreți ai lui Dumnezeu. Cartea aceasta spune că în acel vas s-a urcat un predicator care mergea din Anglia la vremea aceea, leagănul spiritualității, invitat la biserica din Chicago, la Moody Church, să predice. Și predicatorul acesta, numele lui era John Harper. Când vasul acela care a plecat din Anglia spre America a lovit icebergul acela, de-i vorba despre Titanic, aveau bărci de salvare doar pentru jumătate din pasageri. Jumătate au murit. Jumătate doar au supraviețuit. În apele oceanului, spune cartea aceasta, predicatorul acesta, John Harper, s-a apropiat de un om care se zbătea în apele oceanului și îi pune întrebarea aceasta, tinere, ești mântuit? Să spune, nu știu despre ce vorbești. Și tânărul se duce odată la fund și iese din nou la suprafață. Și predicatorul nostru se apropie de tânăr acolo în apă și îi spune, crede în Iisus Hristos și vei fi mântuit. Și povestea spune, predicatorul s-a înnecat și tânărul acela a supraviețuit. La 10 ani de zile, de la naufragiu, la Toronto a fost o întâlnire a supraviețuitorilor de la Titanic. Și au fost aduși acolo toți în linie dreaptă. Și fiecare când i-a venit rândul, a trebuit să spună câteva cuvinte despre modul cum a fost salvat de la nec. Și a venit rândul acestui tânăr care a primit mântuirea și botezul în Atlantic. Și când a făcut un pas în față, a spus doar cuvintele acestea. Sunt ultimul rod din apele Atlanticului, a lui John Harper. În ocean? Care dintre noi, în ocean, s-ar gândi să facă evangelizare? Tu te-ai gândit? Ce zici, Viorele? Nu, știți că e și comic. Și dacă n-ar fi adevărat, chiar ar fi hazliu. Dar când tu te zbați să prinzi ceva scânduri să supraviețuiești, te-ai gândi să predici Evanghelia? Dragii mei, mare lucru să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat să fim martori pentru Iisus Hristos. Domnul să ne ajute! Și asta nu ține de confortul tău, de condițiile tale. Dumnezeu ne-a chemat să fim lumină și sare. Dumnezeu ne-a chemat să fim o evanghelie scrisă. Dumnezeu ne-a chemat să fim martori ai lui Iisus Hristos. Cine vrea să fie martor pentru Iisus? Cine vrea? Cine vrea? Nu așa, fraților, nu așa. Cine vrea să fie martor? Cine vrea? Domnul să vă binecuvinteze. Dar să vă zic ceva, asta presupune preț. Să te înfrânezi. Ha? Oh. Haideți să vedem al doilea lucru care se cere de la noi. Uitați ce spune aici. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, citesc versetul 10. Voi sunteți
martori. Dumnezeu de asemenea este martor. Apostolul Pavel, când scrie bisericii din Tesalonic, la spovedania lui, la mărturisirea lui, omul acesta, slujitorul lui Dumnezeu, la spovedania lui îl ia martor pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, și spune bisericii din Tesalonic: voi sunteți martori, dar Dumnezeu este martor. Dar auziți la ce? Am avut printre voi o purtare sfântă. Fraților, auziți cuvintele unui slujitor al lui Dumnezeu: am avut printre voi o purtare sfântă. Am avut printre voi o purtare dreaptă. Am avut printre voi o purtare fără prihană. Am o rugăminte. Din sala asta mare, cineva să-mi găsească un sinonim al cuvântului fără prihană. Ce înseamnă să fie un om fără prihană? Ce înseamnă? Curat? Se potrivește curat. Fără pată? Se potrivește? Fără păcat? Mai știți? Sfânt, extraordinar! Auziți cuvintele unui slujitor al lui Dumnezeu: vine și ia biserica aceasta ca martor. Omul acesta le-a pe Dumnezeu martor. Și înaintea bisericii și înaintea lui Dumnezeu, slujitorul acesta declară următoarele cuvinte: am trăit printre voi fără păcat, fără prihană. Am umblat cu dreptate și am trăit în neprihănire. Știți ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să fim martori, dar așteaptă să fim model. Seara asta nu vorbim despre a fi model pe podium. Știți, model pe podium. Nu despre asta e vorba. Dacă nu mai mă duc, trebuie să mă opresc. Dacă citiți cuvintele apostolului Pavel scrise lui Timotei, în 1 Timotei capitolul 4 cu versetul 12, când apostolul Pavel îi scrie epistola aceasta lui Timotei, îi spune: tu trebuie să fii un model, fii o pildă, îi spune Pavel lui Timotei. Responsabilitatea noastră înaintea lui Dumnezeu este acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, să fim model pentru oamenii din jur. Avem în biserica noastră un frate care s-a pocăit recent. El a fost 46 de ani polițist. Și 46 de ani a locuit în Aiud și a fost jandarm, polițist la penitenciarul din Aiud. S-au mutat în Zalău, ca o fiică căsătorită în Zalău, și a venit la noi la biserică și s-a pocăit. Fratele Jenică. Noi cu băieții vorbim mult despre fratele Jenică. Îl luăm în misiune.